Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale acestei ediții. Cod galben de ninsori fără probleme la Giurgiu. Multe străzi secundare din oraș impracticabile. Edilul municipiului Giurgiu chemat în instanță de un consilier. Mediul de afaceri din Giurgiu pe cale de dispariție. Fotbal și fair play între televiziuni. Județul Giurgiu a trecut cu bine peste atenționarea cod galben de ninsor și viscol emisă la sfârșitul săptămânii trecute de Administrația Națională de Meteorologie. Pe toată perioada avertizării nu au existat drumuri închise, dar s-a circulat în condiții de iarnă. Pentru județul Giurgiu și alte 22 de județe din sudul țării, Administrația Națională de Meteorologie a emis la sfârșitul săptămânii trecute o atenționare cod galben de ninsori și viscol valabilă de vineri de la ora 16 până sâmbătă la ora 14. În tot acest interval, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost activat, iar autoritățile au fost pregătite să intervină în orice moment. Deși a nins din abundență, iar vântul a suflat cu putere, în județul Giurgiu nu s-a ajuns în situația în care autoritățile să decidă închiderea drumurilor. Pe toate drumurile din județ, dar și în punctul de trecere al frontierei Giurgiu, s-a circulat în condiții de iarnă. În perioada respectivă, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a dispus activarea grupei operative la nivel județean. Situația a fost monitorizată atât de la nivelul ISU-ului, unde s-a desfășurat activitatea grupa operativă, cât și de președinții comitetelor locale pentru situații de urgență. Nu au fost probleme deosebite, au fost trei localități parțial afectate din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, situație remediată de reprezentanții Enel în timp util. La această oră nu sunt înregistrate situații de urgență din cauza fenomenelor meteorologice care s-au produs în ultimele zile. Meteorologii avertizează că în următoarele zile în județul Giurgiu temperaturile vor fi mai scăzute decât în normalul perioadei. În această situație, reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgență efectuează patrulări pentru identificarea persoanelor fără adăpost, astfel încât în județul Giurgiu să nu fie înregistrate situații deosebite. Cetățenii unor state din Orientul Apropiat încearcă destul de des treceri ilegale prin Bulgaria și România către vestul Europei. După ce săptămâna trecută un cetățean afgan și unul pakistanez au fost depistați într-un camion, în această dimineață 6 irakieni între 6 și 50 de ani au încercat să ajungă fraudulos în Germania. Săptămâna trecută, mai precis pe 5 februarie, în autocamionul condus de un turc, polițiștii de frontieră giurgiuveni descopereau în punctul de trecere al frontierei un pakistanez și un afgan ascunși printre tuburile de aluminiu ce trebuiau să ajungă în Norvegia. Pe 9 februarie, tot în punctul de trecere al frontierei Giurgiu, s-a prezentat pe sensul de intrare în țară un cetățean bulgar conducând un microbuz. În compartimentul de marfă, polițiștii de frontieră au descoperit ascunse 6 persoane, un bărbat, 2 femei și 3 copii, toți având vârsta între 6 și 50 de ani. Azi noapte, un grup de 6 persoane, 6 irakieni, au fost depistați de polițiștii de frontieră giurgiuveni, ascunși într-un local special amenajat într-un microbuz în partea din fața acestuia. Este vorba despre 6 persoane, un bărbat, 2 femei și 3 copii. La cercetări s-au stabilit că într-adevăr sunt irakieni, ei declarând că au plătit suma de 5.000 de euro pentru a se urca în microbuz cu promisiunea că vor ajunge în Germania. Șoferul microbuzului a declarat că i s-a oferit suma de 500 de euro de către un prieten pentru a conduce microbuzul și nu a avut cunoștință de persoanele ascunse. Polițiștii de frontieră giurgiuveni au pus capăt, înainte de termen, călătoriei celor 6 irakieni către Germania. Călătorii clandestini vor fi trimiși în Bulgaria pentru continuarea amănunțită a cercetărilor și stabilirea măsurilor legale. Un consilier local l-a dat în judecată pe edilul municipiului Giurgiu. Acționarea în instanță vine după ce consilierului Florian Velicu i s-a spus că este următorul pe lista Agenției Naționale de Integritate pentru că ar fi incompatibil. În ședința Consiliului Local din 29 ianuarie, la punctul 36 de pe ordinea de zi, s-a supus la vot desemnarea unui reprezentant al municipiului Giurgiu în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Singurul care nu a votat a fost consilierul Florian Velicu. Vreau să se stipuleze în procesul verbal că nu participă la dezbaterea și votarea.
Chiar și așa, Velicu a fost mustrat de primarul municipiului, atrăgându-i se atenția să fie mai atent cu afirmațiile pentru că se află într-o situație de incompatibilitate. Bravo, Velicu, că suntem tot la compatibilități și incompatibilități. Vedeți că sunteți următor. Deci director la ADI este incompatibilă cu funcția de cu... Afirmațiile edilului din Giurgiu l-au determinat pe consilierul Florian Velicu să-l acționeze în instanță pe primar, explicând în cadrul emisiunii Timpul să vorbim de la TV Giurgiu care sunt motivele. Domnul primar se află într-o mare eroare. Eu nu știu cum citește dânsul articolul 88 din legea 161 care reglementează incompatibilitățile consilierilor locali, dar eu vă spun că acolo scrie foarte clar că un consilier local este incompatibil dacă ocupă funcția de director, director general, manager, președintele sau secretarul adunării generale a acționarilor la societățile, atenție, la care consiliul din care face parte este acționar. Acționar, da? Deci vorbim de societate, legea 31 a societăților și acționar. ADI-ul este o asociație de dezvoltare intercomunitară care nu funcționează în baza legii 31. Așa că nu are nicio legătură una cu cealaltă. Consilierul PPDD Florian Velicu îi cere și daune morale primarului, 50.000 de lei noi, bani pe care în eventualitatea câștigării procesului îi va dona cantinei de ajutor social. Nu o să-mi cumpăr nimic, vă garantez că banii aceia vor fi donați. Nu știu. Am înțeles că sunt niște probleme acum pe la cantina de ajutor social, sunt niște persoane acolo care nu mai pot fi, nu mai beneficiază de o normă, acea masă care li se dădea. Poate vor beneficia în momentul în care eu voi lua acea sumă, o donez acolo. Un alt motiv cuprins în cererea prin care Florian Velicu se adresează instanței de judecată se referă la obligarea părâtului în speța primarului municipiului Giurgiu la prezentarea hotărârii de condamnare în ședința Consiliului Local, imediat următoare rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Asta tot în cazul în care Velicu va câștiga procesul. Viață ca la țară pentru locuitorii de pe străzile secundare din Giurgiu. Drumurile sunt pline de gropi și așteaptă de mulți ani asfaltul. Cele mai mari probleme apar atunci când plouă sau când se topește zăpada, așa cum se întâmplă în aceste zile în municipiu. Multe dintre străzile secundare din Giurgiu arată ca după război. Sunt pline de grope adânci care abia pot fi evitate chiar și de cei mai pricepuți șoferi. Situația este și mai neplăcută când plouă sau când ninge, iar zăpada începe să se topească. În aceste zile, gropile sunt pline cu apă spre disperarea oamenilor care abia mai iau pe unde să le ocolească, cum este în cazul străzilor Măcinului, Luntrei și Miron Costin. De când nu s-au mai făcut lucrări aici pe stradă? Păi Dumnezeu știe, să nu mai promisiune atunci când vin alegerile, mamă, atunci. Dar acum nu se mai face, nu. După vremea lui domnul Iliescu a venit și a băgat niște pietre de-aia, niște pietroaie de-alea concasate. A băgat pe aici, dar de atunci n-am mai băgat, mamă. N-am mai băgat. Și ce vă deranjează cel mai mult? Ce să ne deranjeze? Gropile astea după aici? Asta ne deranjează cel mai mult, că sunt copii care merg la școală, ne intră apa în curs, s-a înălțat strada. Ce să mai facem? Asta e situația. Pune și ei piatră de când... Nu spune că pune piatră? M-a promis? Păi, a promis, a venit un inginer, a spus că pune piatră. Da. Deocamdată n-a pus. Dezastru. Gropi, apă. Cine să... Unde să ne ducem? Am mai băgat plugul așa când și când, o lamă din aia, dar la loc e gropile la loc. Păi a pus piață, da? Dacă plouă tot timpul, să duce dracu, ce zic? Cred că e vreo 2 ani de zile, poate și mai mult. Și ce vă deranjează cel mai mult aici? Uite, gropile după stradă și nu numai aici, chiar și pe celelalte străzi, pe Măcinului, pe Miron Costin, toate sunt numai gropi, numai promisiuni. A făcut domnul primar. Unii locuitori spun că până nu va fi introdusă conducta de gaze naturale pe stradă, asfaltul iese din discuție. Oamenii știu că trebuie să îndure această situație, dar cer ca drumurile să fie măcar pietruite pentru a mai reduce disconfortul.
Din ce în ce mai multe magazine din oraș își închid ușile, iar oamenii de afaceri părăsesc orașul. De închiriat sau de vânzare este anunțul cel mai întâlnit prin vitrine. Cu toate astea, giurgiuvenii așteaptă mai multe oportunități, pentru că în acest caz concurența este benefică. Perioada de boom comercial a devenit de multă vreme o amintire frumoasă și cel mai la modă cuvânt a rămas criza. Din ce în ce mai multe societăți comerciale ajung în fața dificultăților financiare și nu le mai pot face față. Situație în care ultima soluție este închiderea punctelor de lucru pentru a limita pierderile. Așa s-a întâmplat și în Giurgiu cu un hipermarket de renume, ce are în spate un concern internațional foarte cunoscut. Datorită concurenței și-a închis porțile și după pregătirile din zonă se pare că un alt hipermagazin îi va lua locul. Mai e loc pe săraca piață giurgiuveană de mai multe magazine. Sunt magazine, dar ar mai fi loc și de alte magazine, pentru că e foarte bine să fie concurență și noi să ne cumpărăm de unde credem de cuvință. Recensământul din anul 2011 a arătat că populația municipiului ajunsese la aproximativ 61.300 de locuitori, în scădere cu peste 8.000 de locuitori față de numărătoarea oficială din 2001. Scăderii numerice a populației se alătură și scăderea puterii de cumpărare, ceea ce face ca vânzările comerciale să scadă, magazinele să se închidă și spațiile comerciale să rămână goale, deși chirile au ajuns să fie foarte mici. Chirile au scăzut destul de mult în ultima perioadă, deci în momentul de față se închiriază între 3 și 6 euro pe metru pătrat. Depinde de deschidere, depinde de suprafața de închiriată. Cel mai concludent exemplu de recesiune este de întâlnit pe strada Gării, o stradă cu tradiție în comerț, dar care astăzi este ca și părăsită. La un moment dat număram vreo 28 de spații comerciale care se află pe strada Gării de închiriat. La rândul lor, alte zone comerciale ale orașului sunt afectate de lipsa clienților, ceea ce face ca spații comerciale clasice, altădată prospere, să fie acum părăsite. Există în momentul de față foarte multe spații comerciale care sunt deținute de societăți mari comerciale pe care noi le cunoaștem foarte bine și care sunt totuși libere în momentul de față, nu au clienți, nu se închiriază deocamdată. Un alt semnal vremurilor grele și afacerilor proaste este vânzarea terenurilor comerciale cu mare vad, unele dintre acestea destul de mari ca suprafață pentru a găzdui un supermarket, terenuri care înainte de criză se vindeau cu peste 100 de euro metrul pătrat. Ministerul Educației a decis ca funcțiile de conducere din sistemul de învățământ să fie ocupate numai prin concurs și nu cu delegare, cum s-a procedat încă din anul 2008. Primii care vor susține examene sunt inspectorii școlari generali. Ministerul Educației anunță scoaterea la concurs a 42 de funcții vacante pentru șefii de inspectorate școlare din țară, inclusiv Giurgiu. Dosarele de înscriere se depun în perioada 18-23 februarie la sediul inspectoratelor școlare, iar probele de concurs se vor desfășura în perioada 11-20 martie la sediul Ministerului Educației. După examenele inspectorilor școlari generali, vor urma concursuri și pentru inspectorii școlari adjuncți și apoi pentru directorii de școli, licee și colegi. La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: să fie membru în corpul de experți în management educațional de la nivel național, absolvent al unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență, să fie titular într-o unitate de învățământ, să aibă gradul didactic 1 sau titlul științific de doctor, să aibă o vechime de minimum 8 ani în învățământul preuniversitar, din care cel puțin 5 în ultimii 10 ani, calificativul foarte bine în ultimii 5 ani și să nu fi fost sancționat în anul școlar curent. Candidații nu trebuie să fi fost condamnați penal și totodată să nu fi fost lipsiți de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Cei care se înscriu la concurs trebuie să fie apți din punct de vedere medical și să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare la data concursului. Inspectoratul Școlar General Giurgiu este condus în prezent de profesorul Gigi Oprișan, numit ca inspector școlar general în mai 2014. Timp de 4 luni și jumătate, 24 de giurgiuveni ce se vor pregăti pentru una dintre cele mai bănoase meserii pentru femei, cea de coafeză. Înscrise în cadrul cursului de calificare profesională, femeile vor avea pe parcurs 720 de ore de practică și teorie. Cursul se derulează prin Centrul de Pregătire Profesională Nova Force Tehnic, în colaborare cu AJOFM Giurgiu.
Meseria de coafeză este una dintre cele mai căutate în zilele noastre, dar și o opțiune în cazul femeilor care vor să se reorienteze către o nouă calificare. Pentru că este cunoscută ca o meserie bănoasă, tot mai multe giurgiuvence optează să urmeze cursuri de formare profesională în acest domeniu. Într-o astfel de situație se află și 24 de femei din municipiul Giurgiu. Acestea au început astăzi cursul de coafor derulat prin Centrul de Pregătire Profesională Nova Force Tehnic în colaborare cu AJO Femei Giurgiu. De ce ai ales să vii la acest curs? În primul rând, pentru meserie, pentru o calificare. Este o meserie frumoasă, o meserie de doamnă, de damă. Și îmi place, vreau să o practic. Este o meserie destul de căutată în această perioadă. Să știți că da. Cu ocazia multor sărbători, chiar este foarte căutată. De cât timp căutați un loc de muncă? Păi am ceva timp, dar deocamdată nu s-a oferit ocazia ca să îmi și găsesc un loc de muncă. Pentru această meserie, mă interesează foarte mult această meserie. Credeți că odată ce veți absolvi acest curs, vă veți găsi mai ușor un loc de muncă? Cu siguranță. De cât timp căutați? De foarte mult timp. Ce înseamnă această meserie pentru dumneavoastră? E o meserie plăcută, sper să fie și bănoasă, că asta ne interesează pe toți, banul. Pentru că este o meserie care este practică și este bănoasă. De cât timp căutați un loc de muncă? De 6 luni, 7 luni. De ce vă interesează tocmai acest domeniu? Pentru că îmi place. În prima zi de studiu, liderii cursului le-au oferit cursantelor diferite materiale necesare în exercitarea profesiei. Cursul se va desfășura timp de 4 luni și jumătate. În cadrul acestuia, cursantele vor parcurge 240 de ore de teorie și 480 de ore de practică desfășurate într-un salon autorizat. La finalul celor 720 de ore de studiu, giurgiuvencele vor susține un examen, în urma căruia vor obține un certificat de absolvire care să ateste specializarea frecventată, precum și o subvenție în bani. Transportul în comun în municipiul Giurgiu va fi preluat de societatea care a câștigat licitația organizată recent în acest sens. Societatea de transport Tracum nu se va desființa însă, ci își va continua activitatea chiar dacă aceasta va fi limitată. Preluarea serviciului de transport în comun de către operatorul care a câștigat licitația nu înseamnă desființarea societății Tracum. Aceasta va continua să funcționeze tot în domeniul transportului în comun. Societatea Tracum va funcționa în continuare ca operator de transport, la fel cum este și în momentul de față. E adevărat, a fost concesionat doar serviciul de transport public urban, care era unul din obiectele de activitate, de fapt principalul obiect de activitate al societății SC Tracum. Dar va funcționa, așa cum am spus, ca operator privat de transport. Avem contracte cu terții, avem contracte de colaborare, de asociere, pe care le vom duce în continuare la bun sfârșit, le vom onora, așa că această societate se va desfășura activitatea, e adevărat, mai restrâns ca și obiect de activitate, își va desfășura totuși activitatea în continuare. Operatorul care va asigura serviciul de transport în comun nu va prelua autobuze de la Tracum. Aceasta își va păstra parcul auto pentru propria activitate. Weekend de neuitat pentru clienții unui restaurant din Giurgiu. Cunoscutul interpret și textier de muzică pop și folk, Pavel Stratan, a oferit un recital live de zile mari. Tatăl binecunoscutei Cleopatra Stratan a oferit și un interviu în exclusivitate pentru TV Giurgiu, realizat de colega noastră Camelia Sacchetti. În fiecare weekend, într-un restaurant din Giurgiu vin să susțină concerte live, cunoscuți artiști și trupe românești spre încântarea clienților care își fac rezervare din timp. Sâmbătă, invitat de onoare a fost Pavel Stratan, care împreună cu chitara sa au susținut un recital de zile mari. În gata, pe suflet mi se pune pata, ei cum se lăburește lotata, te așteaptă cineva în drum. Răspunde, o sârmă să găsesc de unde, și fratele în 3 secunde mi schimbă soarta la băieți. Deși nu a fost pentru prima dată la Giurgiu, Pavel Stratan nu a concertat niciodată pentru publicul de aici, nici măcar pentru un eveniment privat. Când sala este plină și lumea
vine înainte de ora concertului, înseamnă că sunt așteptat și asta mă bucură foarte mult, pentru că și eu am venit pentru ei și le promit că această seară n-au să uite curând ce spectacol o să fac eu frumos. Pavel Stratan cântă de aproape 40 de ani. Pe scenă a urcat la 35, iar în România s-a lansat în urmă cu 10 ani. Muzica pe care o face nu poate fi însă catalogată. Este un amestec de stiluri. Nu se știe exact cât la sută este inspirație și cât la sută muzică originală. Am și melodii noi. Ultimii 2 ani eu am făcut mai multe colaborări, dintre care nu aș crede că trebuie să le cânt într-un concert de acest gen, care le cânt acum, pentru că concertul de acum țară nici nu-mi permit să cânt cu negativ. Vreau să cânt numai cu chitară și voce, pentru că sunt sigur, știu ce public o să fie acum țară, iar piesele care le-am făcut în ultimul timp sunt mai pentru club, mai așa, mai dansante, mai agitate. Interpretul de peste Prut a vorbit în exclusivitate pentru TV Giurgiu și despre cei doi copii ai săi, Cleopatra și Cezar. Spune el, două viitoare mari vedete care acum își pregătesc concertele. Cleopatra e la școală, a crescut foarte mare, aproape cât mine. Are 12 ani, învață foarte bine. Proiecte, ea o să se relanseze cu ceva nou, poate în vară. Are un proiect pentru America și cu siguranță o să aibă mare succes. În urmă, Cleopatra vine deja Cezar, frățiorul ei, are 6 ani. El de mult cântă, deja de vreo 4 ani cântă, pur și simplu eu nu l-am lansat, că el face mai multe lucruri și sport și la instrumente cântă. Și acum pregătim anul ăsta o lansare foarte, foarte interesantă. Unii o să participe și Cleopatra și eu. Interviul cu Pavel Stratan la Giurgiu puteți urmări în întregime marți la ora 16 la TV Giurgiu în cadrul emisiunii Panoramic, realizată de Camelia Sacchetti. Sunt cunoscute de majoritatea oamenilor, dar uităm adesea să ținem cont de ele. Este vorba despre măsurile pe care trebuie să le aplicăm pentru a rezista mai bine în fața frigului. De multe ori, hainele groase nu reprezintă o măsură de protecție suficientă împotriva frigului, contează și din ce sunt ele confecționate. De asemenea, în funcție de activitățile zilnice, nu întotdeauna o haină în plus este de preferat. Împotriva frigului există o primă protecție și cea mai importantă termică, să fim îmbrăcați bine cu țesătură naturală. Asta înseamnă bumbac, lână, bine îmbrăcați, dar nu foarte gros, astfel încât să transpirăm, ci adecvat efortului pe care îl facem. De asemenea, la cel mai mic semn de răceală, este bine să evităm colectivitățile, astfel încât să nu răspândim virus și bacteriile care proliferează în această perioadă. Recomand vaccinarea gripală să se efectueze conform standardelor, practic fără cei care au alergie la carne de pasăre și oul de pasăre. Este o indicație valabilă pentru toate categoriile de vârstă peste 6 luni și mai ales la pacienții tarați cu boli cronice. O grijă deosebită trebuie acordată protejării zonelor care sunt cele mai expuse frigului. Vorbim în acest caz de extremitățile corpului. De aceea este bine să acoperim mai ales extremitățile, unde temperaturile sunt mai scăzute și sunt expuse frigului, mă refer la mâini, picioare. De asemenea, capul trebuie protejat în cazul de sinuzite care recidivează în această perioadă cu fenomene de obstrucție a sinusurilor nazale care duc la dureri mari de cap și la un disconfort pe tot parcursul zilei. Nu în ultimul rând, nu trebuie neglijată alimentația. Un regim alimentar adecvat poate fi o măsură suplimentară de protecție împotriva frigului. Ne bazăm în special pe legumele și fructele care există din sere și sub diferite forme păstrate în beciuri și în pivnițe. Ele ne aduc dozele de vitamine și de minerale necesare. Recomand și grăsimile, ele nu sunt contraindicate, mai ales dacă sunt grăsimi ușoare, mă refer la grăsimile vegetale și la grăsimile de pește, uleiul de pește și grăsimile de pește, peștele gras. Acele vitamine
prezente în legume și fructe, alături de acizii omega 3, 6, 9 care sunt prezente în aceste produse din pește, ne asigură un confort bun în condiții termice. Băuturile calde, nealcoolizate, evident, mă refer la ceaiuri calde, supe calde, sunt foarte utile în acest sezon, mai ales la cei care lucrează la temperaturi negative, unde este bine să facem periodic pauze și hidratările adecvate pentru a asigura o circulație bună în tot corpul. Persoanele care suferă de afecțiuni ce pot genera complicații din cauza frigului, li se recomandă să evite ieșirile în aer liber în perioadele cu temperaturi scăzute. Astfel, în special vârstnicii sunt sfătuiți să nu se expună la frig sau să o facă foarte puțin dacă este neapărat nevoie să iasă din casă. Anumiți aditivi alimentari întâlniți în alimente des folosite sunt susceptibili că provoacă pofta și mâncatul în exces. Printre aceștia se află și glutamatul monosodic, prescurtat MSG, un aditiv despre care știm prea puțin, dar care este folosit pentru a îmbunătăți percepția gustului alimentelor. Glutamatul este produs de organism în mod natural, dar glutamatul monosodic sau MSG, care poate fi găsit în magazine, este realizat prin procesare industrială care este nenaturală. Această stare a făcut MSG principala cauza efectelor adverse pe care le putem observa în urma consumului unui aliment care conține glutamatul monosodic. Pentru că există o listă lungă de efecte adverse care pot fi provocate de către MSG, acesta a primit pseudonime care să inducă în eroare persoanele ce caută pe eticheta unui produs glutamatul monosodic. Astfel de pseudonime includ drojdie autolizată, extract de drojdie, maltodextrin, proteină hidrolizată, caseina de sodiu, proteină de textură și tot așa mai departe. MSG este folosit în alimente pentru că este ieftin și prin adăugarea sa în alimentele inferioare din punct de vedere calitativ, percepția asupra aromei este îmbunătățită, ceea ce îi face pe oameni să creadă că produsul respectiv este de calitate superioară. Sunt studii care arată că MSG provoacă dependență, motiv pentru care a mai fost numit și nicotina alimentelor. Poftele duc la un consum mai mare și la un profit mai crescut pentru producătorii de alimente procesate. MSG este adăugat nu numai alimentelor chinezești, ci și supelor, produselor din carne procesate și legumelor. Întrebarea este ce alimente trebuie să evităm. Lista acestor alimente este copleșitoare. Este suficient să spunem că, în primul rând, trebuie evitate produsele de fast food. Acestea sunt cele care încalcă cel mai mult utilizarea MSG. Produsele fast food sunt blamate, sunt contraindicate, poate pe drept, poate pe nedrept. Depinde. Acum, la fast food-uri găsim și salate de crudități care nu au ce rău să facă. Este adevărat că aceste salate de multe ori sunt cu maioneză, sunt cu tot felul de sosuri și aici cred că este o problemă. Nu este nocivă mâncarea în sine, mai mult ar trebui acordată atenție modului de preparare, de să evităm mâncărurile prăjite. Fiindcă ați adus vorba de fast food, vreau să vă spun că în ultimul timp își face loc tot mai mult o concepție în dietetica mondială, noțiunea de slow food, adică de mâncare încet, nu repede, pentru că aici este o problemă de sănătate. Mâncăm repede și nu este bine din niciun punct de vedere treaba asta. Glutamatul monosodic este adăugat în cantitate mare la amestecurile de condimente și mirodenii, cum ar fi produsele de tip vegeta sau delicat, care conțin până la 15% glutamat monosodic, precum și supele la plic, condimentele pentru pește, fix pentru cartofi, etc., adică toate prafurile dubioase care promit mâncare bună făcută din nimic. Alte produse care pot conține glutamat monosodic sunt unele mezeluri sau unele tipuri de brânză topită. Mia Farrow, americanca ce provine dintr-o familie de cineaști, împlinește astăzi 70 de ani. Cariera actriței, care a fost influențată de mama sa, dar și de alte două nume mari ale Hollywoodului, numără circa 50 de filme. Mia Farrow este însă și omul care se ocupă de drepturile omului în Africa și de lupta pentru eradicarea unor boli de pe continentul negru. Provine dintr-o familie de cineaști. Mia Farrow se numește și s-a născut pe 9 februarie 1945. Este de fapt unul din cei 7 copii ai actriței Maureen O'Sullivan, celebra Jane din ecranizările Tarzan, cu Johnny Weissmuller în rolul titularului, în timp ce regizorul John Farrow este tatăl celor 7 și el cunoscut pentru un Oscar primit pentru filmul Around the World in 80 Days. La dorința mamei, Mia Farrow își îndreaptă pașii către lumea filmului și joacă primul său rol, Alison Mackenzie, în Peyton Place, un serial de televiziune. În 1968, alături de regizorul Roman Polanski, joacă în Rosemary's Baby și câștigă titlul de cea mai bună actriță a anului.
Scurta căsătorie de circa 2 ani a Miei Farrow cu Frank Sinatra o propulsează pe actriță în lumea bună a filmului, apoi începutul relației cu Woody Allen îi prilejuiește posibilitatea de a juca în circa 13 filme din cele circa 50 în care Farrow apare. Dark House, produs în 2011, pare a fi ultima peliculă în care Mia Farrow este distribuită. Însă, de mai bine de un deceniu, actrița susține o amplă activitate pe direcția drepturilor omului din Africa și luptă pentru eradicarea poliomielitei în calitate de ambasador UNICEF. Iată acum și informațiile din sport oferite de Alex Iordănescu. Bun găsit la știrile din sport. Astra Giurgiu și-a încheiat cantonamentul din Spania cu o remiză în fața liderului Ucrainei. Astra a reușit un 2-2 cu Dinamo Kiev prin două goluri înscrise de Denis Alibek. Giurgiuvenii urmează să-și reia antrenamentele de săptămâna aceasta pe stadionul Marina Nastasovici. Cu Budescu, Bumba și Lung Junior la echipa națională și Găman în continuare accidentat, Astra Giurgiu a avut cea mai bună evoluție din perioada de pregătire împotriva lui Dinamo Kiev, echipă care s-a folosit de cei mai buni jucători din lot. Atât pentru Astra, cât și pentru liderul din campionatul Ucrainei a fost un meci amical înainte de cele oficiale. Dinamo Kiev va disputa dubla din 16.000 Europa League alături de Guin Camp, iar asta semifinala din Cupa Ligii cu Steaua București. În amicalul de vineri, giurgiuvenii au rezistat asaltului ucrainienilor, dar Bujalski a deschis scorul cu noroc în minutul 7. Kehin de Fatai a fost titular, însă nu a reușit să înscrie. Astralii au forțat după pauză și au reușit să înscrie prin Denis Alibek. Vârful în vârstă de 24 de ani a marcat o dublă în poarta ucrainenilor. A înscris primul gol cu un șut la colțul lung în minutul 48, urmând ca golul secund să îl marcheze dintr-o fază de contraatac în minutul 58. Dinamo Kiev a redus din diferență și a stabilit egalitatea prin Kraveț. A marcat un gol din careu la doar 3 minute după cea de-a doua reușită a lui Denis Alibek. Oleg Protasov a început meciul cu Arabații în poartă, Rus, Oros, Selio, Morais în apărare. În linia mediană, antrenorul Astrii a contat pe Laban, Iahaia, Enache, Florescu și William de Amorim, Fatai având rolul de vârf împins. În repriza a doua au mai intrat Alibek, Ioniță, Takayuki, Kitsu, Gorupec și Besile King, care a debutat în tricoul Astrii. Giurgiuvenii au revenit în țară, iar la sfârșitul săptămânii vor relua antrenamentele pe stadionul Marina Nastasovici. Weekendul trecut, colegii de la Valahia TV ne-au provocat la un duel fotbalistic pe noi, cei de la TV Giurgiu. Cea de-a treia echipă nu a fost a unei televiziuni, ci a funcționarilor de la Direcția Impozite și Taxe Locale. Rezultatele însă n-au mai contat atâta timp cât spiritul sportiv a dominat. Mesele îmbelșugate de sărbători și-au spus cuvântul și pentru oamenii de televiziune, așa că la sfârșitul săptămânii trecute am organizat un campionat de fotbal împreună cu colegii de la Valahia TV. Ni s-a mai alăturat echipa formată din funcționarii Direcției Impozite și Taxe Locale, care nu au ezitat să ne taxeze de fiecare dată când am greșit în apărare. Echipa TV Giurgiu a stat bine la capitolul experiență, însă nu a fost suficient pentru a ajunge în finala câștigată de Valahia TV la penaltiuri în fața celor de la Impozite și Taxe, care au acceptat înfrângerea. A fost un meci frumos în ansamblu. Ne-am mișcat, trebuie să recunoașteți, un pic mai bine pe teren decât adversarii, decât voi. Una peste alta, am dovedit încă o dată că suntem mai buni pe teren decât în birou și din când în când merită să ieșim să jucăm cu diverse echipe. Golurile care ne-ați dat le scoateți la impozite? Nu, totul se duce la bugetul local, asta în mod evident. Da. Una peste alta, o ieșire frumoasă de duminică. Am jucat din ce în ce mai bine, totuși n-am bătut pe nimeni până acum. Da. Ar trebui să-i mai provocăm pe... Ne-a impozitat destul cei de la taxe. De ajuns. Indiferent de rezultat, important este că s-a făcut sport în spirit de fair play. Astăzi realitatea a fost puțin fardată pentru... Nu știu dacă fardată sau nu, eu cred că e ceea ce trebuie să facem câteodată. O competiție, zic eu, în care s-au întâlnit trei instituții, îmi permit să zic așa, și nu a câștigat altcineva decât Mișcarea pentru Sănătate. Dacă să nu zicem că am pierdut.
E, mai ne antrenăm și nu suntem chiar așa să fim ultimii dintre cei care pierd. Ne-ai cam bombardat cu șuturile. Cum a fost? Mai cum ți s-a părut meciul? A fost și o atmosferă plăcută, ne-am distrat între noi colegii. Eu zic că e o oportunitate foarte bună să profităm de timpul liber. În această seară la emisiunea Sport Arena, Viorica Țigău le are invitate pe jucătoarele de tenis de masă ale clubului CSM Dunărea Giurgiu. Denisa Chireceanu, Andreea Pantelimon și Teodora Ciulică vor povesti cum s-au descurcat la ultimele turnee, dar și despre evoluția lor de la debut și până în prezent. La campionatul național de tenis de masă pentru echipele de junioare, Giurgiu a avut o echipă compusă din trei fete care au reușit în urma rezultatelor obținute să se mențină în clasamentul diviziei A. Giurgiuvencele Teodora Ciulică, Andreea Pantelimon și Denisa Chireceanu au concurat la senioare, deși ele aparțin unor categorii de vârstă mai mici, junioare 1 și 2. Începând cu ora 19:45, cele trei fete vor fi în platou alături de Viorica Țigău la emisiunea Sport Arena. Tenismencele vor discuta despre ultima lor competiție la care au participat, campionatul național de tenis de masă pe echipe, desfășurat la începutul lunii februarie în Buzău. Cele trei fete practică tenisul de masă încă de la vârste fragede și au participat la diverse competiții de-a lungul timpului. Fetele au fost inițiate în arta tenisului de masă de antrenoarea lor Mirela Ciobanu. Tenismenele noastre sunt un trio de perspectivă pentru tenisul de masă giurgiuvean și deși ar fi departe de Superliga Națională, aceasta nu este un obiectiv care nu se poate realiza. Nu ratați așadar Sport Arena de la ora 19:45 pe TV Giurgiu. Atât din sport pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnirea din nou mâine la aceeași oră. La revedere! Marți, vremea se menține rece la Giurgiu, dar mai multe informații aflați din rubrica Meteo. Marți, vremea se va menține rece, geroasă chiar dimineața, mai ales în centrul și sudul țării. Peste zi mai apare și soarele, dar sunt prezenți și norii, ce lasă ninsori slabe local la munte și numai izolat în nordul, centrul și sud-estul țării. Vântul va continua să se agite prin est și suflă cu multă putere pe crestele înalte de munte, iar la amiază temperaturile nu depășesc minus 5 grade în depresiuni și abia ating 4 grade în Banat. În Giurgiu, ziua de marți va fi rece, deși soarele își face frecvent apariția printre nori. Nu se așteaptă precipitații și nici vântul nu dă semne de agitație. Însă, aerul rece polar nu se dezminte. La amiază nu se depășesc 1-2 grade peste limita de îngheț. În aceste condiții, marți termometrele vor indica 1 grad la Mihăileș, Bolintin Vale, Ghimpați, Comana, Giurgiu și minus 2 grade Celsius la izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția nord-vest. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 68%. Apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind 453 centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu de la 19:45. Puteți urmări în direct emisiunea Sport Arena. Nu ratați de la 21 emisiunea Audiența în direct cu Florina Drăgulin. Subiectul acestei zile, poliția locală. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!